istorie universală. Știți că de anul acesta se predă la clase obligatoriu, cu caracter într-un comun, o materie, istoria evreilor, Holocaustul. O să adresez întrebarea, pentru că am pus-o și domnului Florian de la comunitatea evreilor când a venit la prezentare. De ce trebuie să studiem istoria evreilor într-un unghiu comun și nu studiem istoria, n-am să spun neapărat a romilor, a minorităților? Cred că trebuie să, personal, am pus această întrebare, cred că trebuie să reparăm. Ar trebui, așa cum evreii au apăsat pedala de accelerație, da, pentru tot ceea ce s-a întâmplat, dar și dumneavoastră și alte minorități, cred că ar trebui să facem așa o circumferință mult mai largă și să introducă la clasa 11-a, că tot acolo este într-un comun, o istorie a tuturor minorităților. Nedreptățile au fost față de toate minoritățile și dacă accentul cade pe evrei, n-am să spun mai mult, poate este zona politică, poate este o altă zonă, dar cred că trebuie reparată această, nu știu, eroare, dacă vreți, școlară.